Bună seara, dragii mei prieteni de pe YouTube. Astăzi o să încerc să vă arăt cum folosesc eu tratamentul de acid oxalic. Este vorba despre un dispozitiv tip baghetă pentru sublimarea acidului oxalic. Nu spun că această metodă este cea mai bună. Cred că e foarte bună metoda cu sublimoxul sau cu, mă rog, unelte asemănătoare. Dar există voci care spun că sublimarea prea rapidă a acidului oxalic nu este și cea mai bună variantă de sublimare a acidului oxalic în tratamentul albinelor. Sublimarea cu bagheta la 12V, cu toate că este mult mai lentă, pare că această sublimare mai lentă ar avea, să spunem, un efect ceva mai bun, dar nu există dovezi beton, nu există studii științifice neapărat pe tema asta. Ce vă spun este părerea lui Nasser Medhat din Canada. El are cred că peste 15 ani de încercări și studii în legătură cu acid oxalic. O să fac o sublimare așa în atmosferă, doar ca să o vedeți dumneavoastră și să îmi recalibrez timpul de sublimare, pentru că trebuie cronometrat. În general, oxalicul va sublima după aproximativ un minut, în timp în care se încălzește această mică cuvă. Acesta este acid oxalic din România cumpărat. Și apoi sublimarea continuă timp de încă cel puțin 2 minute. Deci practic durează cam 3 minute la un stup. Cu băgat, cu scos, cu toate celelalte, vă puneți cam un 5 minute la stup. Este un tratament lent, dar eu încă n-am foarte mulți stupi care să necesite, mă rog, un sublimox cu care să fac 10 sute pe zi. Deocamdată mie mi-ajunge, pentru anul ăsta și pentru la anul probabil o să folosesc bagheta. În momentul când treci sau ajungi la undeva la 50 de stupi, începe să trebuiască să treci la următorul nivel, pentru că tratamentul cu acid oxalic, după cum știți, trebuie făcut de mai multe ori. Și vă dați seama, dacă ai 50 de stupi ori 5 tratamente, să spunem, la fiecare 3 zile, deci vă dați seama de câte sute de ori trebuie să faci lucrul ăsta, ceea ce pentru acest tip de sublimare lentă ar însemna o cantitate, adică o durată mare de timp. Folosesc o baterie de 12V, o să vă arăt și pasta. Bineînțeles, nu uitați masca cu filtru corespunzător. Eu am porționat, să zicem așa, mă rog, n-am porționat. Am pus niște acid oxalic într-o cutiuță, am o linguriță, am măsurat acasă, am cântărit de mai multe ori cam cât trebuie să o iau. O linguriță rasă are între 3 și 4 grame, cam cât îmi trebuie mie pentru, cum ar fi în România, un stup în 10 rame. Deci, pentru două corpuri la mine, cam 4 grame. Studiile vechi spuneau, mai ales în Statele Unite, au fost studii care au recomandat inițial 1-2 grame, rezultatul este sub așteptări, undeva la 3-4 grame per, atenție, per corp, dar dan de 10 rame cum ar veni, un corp plin, cum ar fi la mine două corpuri de mer, undeva la 4 grame, între 3 și 5 zile ca frecvență, timp de măcar 16-18 zile, dacă nu 21. Noi acum pe toamnă nu mai avem, după cum toți știm, nu mai avem drones, nu mai avem trântori, nu mai avem nici foarte mult puiet. Cu alte cuvinte, de aici încolo pentru mine, cam, să zicem, un 18 zile, cam aș prinde aproape tot
ceea ce mai este în stup. O să-mi eclozeze aproape tot ce mai am pontat acum o săptămână, două. Și deci încerc să intru în decembrie. Nu mă apucă decembrie, bineînțeles, dar vreau să intru în decembrie pregătit, pentru că noi din februarie începem reactivarea coloniilor și deci pauza mea de puiet ar fi, să zicem, undeva după 15-20 noiembrie, să zicem până la 15-20 ianuarie, plus sau minus. Haideți să-mi dăm drumul repede și o să pun niște acid oxalic în cuva noastră, cam așa. Mă rog, mai are și mici bolovănei, dar nu stăm acum să facem farmacie aici. O să vă arăt foarte, foarte scurt și bateria și sper să nu stric setup-ul de filmare. Aceasta este o baterie, este o baterie mică. Nici nu trebuie prea multă forță. Vedeți, un clește stă la electrod, un clește stă lângă. Luăm și îi dăm drumul. Din momentul ăsta, în maxim un minut, mă rog, nu în maxim, haideți să... În circa un minut ar trebui să înceapă sublimarea. Dacă am și vedea ce se întâmplă, ar fi și mai bine, nu? Haideți că am văzut acum că nu se vede foarte fericit. Ia să vedem. Sper să meargă jucăria mea aici. Nu este o mare inginerie, să știți. Ia, să dau un pic mai aproape. Este cel mai simplu mod de tratat. Vedeți, nici n-a trecut un minut. A început să... Să-mi iau eu masca. A început să sublimeze. După cum vă spuneam, sublimarea se produce mai lent decât la Sublimox, dar sublimarea lentă pare a fi, încă o dată, după cum vă spuneam, pare a fi o bună soluție. Nu vă lăsați înșelați de cantitatea mică aparent de vapori, pentru că, vedeți, vaporizează pe o perioadă lungă de timp. Dacă la Sublimox aveți o vaporizare foarte puternică, dar de foarte scurt timp, gândiți-vă ce cantitate de vapori scoate dispozitivul meu într-un minut, într-un minut jumate. Deci, practic, chiar mai mult decât un Sublimox. După cum vedeți, cantitatea de vapor este foarte, foarte bună. E bine să faceți și ca probă. Să știți că sunt foarte multe tipuri pe internet de astfel de dispozitive. Chiar are și firma care face ăsta, Sublimox-ul, are și ea o baghetă de tipul ăsta, Varox mi se pare că se cheamă, dar din calculul meu, gata, pardon, deconectez sursa de curent. Deci, practic, într-un minut s-a produs sublimarea, după cum ați văzut. Nu durează 5 minute. Eu v-am spus 5 minute ca să vă luați așa ca și calcul. În 3 minute, după ce, mă rog, devii ceva mai familiar cu dispozitivul, se poate face sublimarea. Deci, sublimarea s-a încheiat. Mare grijă cu masca și cu respirația, pentru că, într-adevăr, senzația este absolut incredibilă. Deci nu poți să respiri. Adică dacă vă îndoiți dacă merge filtrul sau nu merge, o să știți sigur dacă merge sau nu merge filtrul, pentru că practic chiar nu poți să respiri vapor de acid oxalic. Cuva goală, da?
Bineînțeles, o chestie românească aici, făcută de mine, ca să nu mi se miște în interiorul stupului, vedeți cuva, se poate bascula și vărsa. Dar, mă rog, până nu facem noi ceva, cablu, oxalicul, bateria, stupina, liniștită. Apropo de stupină și momentul în care facem oxalicul, da? La mine sunt undeva la, să zicem, între 13 și 15 grade acum. E seară, practic e târziu, dar pe mine mă interesează să nu am albinele afară. Temperatura nu trebuie să fie foarte mare, adică albinele nu trebuie să zboare. Temperatura trebuie să fie atât de mică încât să albina să fie în stup, dar nici să nu fie sub 10 grade, pentru că atunci ar fi strânse în ghem și penetrarea vaporilor s-ar face mai greu. Deci să fie o perioadă, să spunem, destul de rece să nu iasă, dar destul de caldă să nu stea în ghem. Umiditatea, cu cât e mai mare, cu atât e mai bună, se pare. Și odată ce ai început tratamentul, să-l respecti cu sfințenie pe schema pe care ți-ai stabilit-o. Nu mai lungeți vorba, s-a făcut deja 6 seara aproape. Îi dau bătaie, dacă nu-i termin astăzi, mai las mâine câțiva dimineața, când e încă rece, și după aceea, de luni încolo, vin la altă serie. Vă doresc, ca de obicei, o toamnă frumoasă și un început de iernare a albinelor cât mai sănătoasă și mai bună. La revedere!